După mai mult timp în care boxul nu a fost prioritar printre sporturile din România, iată că în acest an municipiul Piatra Neamț a găzduit finala campionatului național de box pentru cadeți masculini. Competiția a fost organizată de către Fundația Boxul Nemțean în colaborare cu Federația Română de Box, dar și alți parteneri. Peste 200 de participanți din 63 de cluburi din toată țara au făcut o demonstrație impresionantă de talent, determinare și spirit sportiv. Printre aceștia se numără și Lucas Ionaș, component al clubului sportiv școlar Sighetu Marmației, care a reușit să urce pe podium. Tânărul pugilist, antrenat de Adrian Ștețca, a reușit să cucerească medalia de bronz la categoria 66 de kilograme.